Este panică în Costa Rica, unde un vulcan stă să erupă. Specialiștii au emis o atenționare de cod galben ieri după amiază, după ce un nor de cenușă de peste 300 de metri înălțime s-a ridicat deasupra craterului. Vulcanul, care se află într-o rezervație naturală, a dat primele semne de activitate în urmă cu câteva zile. Pentru a se asigura că nu vor exista pierderi de vieți omenești, autoritățile au decis să blocheze accesul vizitatorilor în rezervație.